Campania Prefecturii Hunedoara de învestire a primarilor și consiliilor locale alese de hunedoreni în urma scrutinului din 9 iunie continuă mâine, 24 octombrie, cu depunerea jurământului de către Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara și a celor 32 de consilieri. Festivitatea de constituire a noului Consiliu Județean și depunerea jurământului a aleșilor va avea loc mâine, 24 octombrie, de la ora 11, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean. Laurențiu Nistor va fi reînvestit în funcția de președinte după ce, la scrutinul din 9 iunie, a câștigat al doilea mandat cu peste 47% din voturile hunedorenilor. PSD își menține dominația și pentru următorii 4 ani, obținând aproape pe 43% din voturi, reprezentând o majoritate simplă confortabilă în Consiliul Județean, unde Laurențiu Nistor va avea alături 16 colegi de partid. În Consiliul Județean Hunedoara au intrat și 9 consilieri PNL și 7 de la Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Tot mâine, 24 octombrie, va avea loc și constituirea noului Consiliu Local de la Baia de Criș, festivitatea fiind programată la ora 18.